An după an, bordura-i pe primul plan. Poate fi fără niciun fel de problemă motoul multor primari din România. Și pentru că bordurile dau culoare unui oraș, sector sau cartier, ele sunt schimbate mai des decât orice altceva. Este și cazul bordurilor din sectorul 3 al capitalei, pe care primarul Robert Negoiță vrea să le schimbe. Tot el le-a pus, dar acum nu-i mai plac. Spune că bordurile roșii s-au învechit. Au fost o soluție nefericită, iar acum arată oribil. Nu mai plac și e nevoie de o nouă generație. Sunt vorbele primarului de la sectorul 3. Promite că noile borduri vor rezista ani mulți de acum încolo. Ar fi și cazul, având în vedere că investiția din banii locuitorilor este de 766.000 de lei. Bani cheltuiți aiurea. Canalizare, țevii, adică la gospodărește, nu cu spanseluțele și după aceea vedem ce... Acum că e vorba de borduri sau nu, alte priorități. O canalizare făcută sau o stradă asfaltată. Cred că ar trebui să pună mai mulți arbuști în loc de borduri. Un element de referință al sectorului 3 sunt celebrele borduri roșii și cam fiecare an ele reprezintă principalul obiectiv investițional al primăriei. Ele vor fi înlocuite cu altele care arată la fel. În memoria bucureștenilor rămân și alte lucrări de schimbare a bordurilor, marile borduri iade, așa cum le-au numit chiar oamenii. Fostul primar Adrian Videanu a condus campania de schimbare a bordurilor chiar în timp ce avea și o firmă care se ocupa cu așa ceva. A importat între 2006 și 2007 peste 150.000 de metri liniari de borduri.